De data aceasta, specialiștii au descoperit un craniu uman, verigheta unui militar și mai multe oase. De asemenea, în zonă se pot observa gloanțe înfipte în copaci și cartușe împrăștiate pe pământ. Sătenii, mai în vârstă, povestesc despre faptul că părinții lor le spuneau despre soldații căzuți în luptele din Primul Război Mondial. Eram copil și mă duceam cu marfă, cu mama, cu calul, așa? La Uricani și la Lupeni. Și acolo, la copileț, da? Erau o căpățână de om și spune că de la soldați de când au fost pe front. Și întotdeauna când poposăm acolo la poiana aia de hămam cailul, că să se nu să, că era să încinta de căldură și dam jos bagajul și vedem căpățâna pe acolo și zic, ia uite mamă, căpățâna nu mai rotonim mai aici, păi cum să ai mamă ce, dacă e goală, căpățâna, craniu uscat. Primele rămășițe umane găsite în comuna Stănești au fost preluate de polițiștii care au început o anchetă. De asemenea, muzeografii fac și ei verificări și săpături pentru a stabili cu exactitate de unde provin resturile umane.